De pe acest canal, după cum vedeți, aici suntem la puișorii de mii de flori sau în curte, dar nu o să mai stie atât de mult pentru că vom da cu erbicid și cred că o să punem gazon sau pietriș, o să ne gândim, după cum vedeți, uitați. Să vă spun planurile cu pui de mii de flori. La un cocoșel din ei o să îl dau cu piticele ca să se corcească puțin rasa, pentru că vreau să iasă găini pitice încalțate și un colorit așa mai frumos. Dar o să vă arăt și cu ce cocoșel, pentru că am 3 și 2 o să-i țin la matcă. Și acela e. O să-l vedeți acum pe partea aceasta. Acesta e. Acesta mai mititel. Și cel de matcă acesta e. Și mai este unul așa mai de matcă, să zic, dar mai cred că năpârlește sau nu știu ce are de are codița așa mică. Aș dori o mai mare. Și na. Acolo două picuțe. Aș vrea să se par dacă s-ar putea puțin păsările, adică să fie cu boxe, să fie libere, numai să fie nu unele cu altele, să fie cocoșul cu două găini, cocoșul cu trei găini sau cu două. Mi se pare că sunt 4 găini. Și na. Uitați-l și pe Bobby. Aici am luat aceste scânduri și o să vi le arăt unde sunt acum. Adică e dușumeaua care o să o punem la graj, la deal. Hai, Bobiță! Uitați, gazonul meu s-a mai îndesit. Că aici de obicei nu prea crește, dar văd că s-a mai îndesit. Și da, vă mulțumesc pentru suma de 102 abonați. Chiar vă mulțumesc. Uitați aici berbecii, o să trebuiască să le pun apă, pentru că tatăl meu nu le-a mai pus. Grăunții au, o să le dau la prânz. Și da. Ia să vedem dacă au făcut-o găinile. Aici cred că este unul, dar nu prea-mi vine să-mi bag mâna. Nu, nu este niciunul. Aici trebuie să facă. Am văzut că mi-a scris în comentarii să facă videoclip la vaci. Și cum am gândit și... Hai să mergem. Vă arăt puțin păsările și mergem la vaci. Și la vaci o să închei videoclipul. Uitați găinile pitice, stau pe butuc. Uitați, acestea trebuie date cu ulei ars. Mai este acolo un haiduc. Îi ține de umbră și asta este foarte bine. O găină este acolo în cuibar. Mi-a intrat puțin fân la picior. Uitați curofele. Sunt
mergem cam departe vacile, dar o să ocolim pentru că o să iau pe la un vecin în grădină, dar na. Să vă le arăt mai repede, pentru că nu îmi place să editez videoclipurile. Am editat uneori, dar nu prea îmi place. Este foarte cald, dar s-a anunțat că va veni o ploaie scurtuță de vreo 10-15 minute, dar nu e nicio problemă. E foarte bine. Aici a făcut vecinul meu baloți. Dacă vă întrebați dacă am cu ce să le dau mâncare la vaci, ce să le dau, le dau lucernă, iarbă și tain. Adică le dau crupe și le-am mai pus sfeclă. Și cam atâta, nu prea le dau ceva wow. Mai avem puțin de mers până la ele. Sper să nu vă fi plictisit. Aici a pus vecinul meu niște crinci. Și na. Aici trebuie să mă bag prin gard. Și de acum este foarte ușor. Trebuie să merg aici, că și aici este fânatul meu, partea asta, și o să mai vă arăt unde mai am. Și să vă arăt de unde le dau eu apă. Am făcut ceva. Am chemat unul cu excavatorul și a săpat și am dat de apă. Adică era râu, dar este locul potrivit acolo, este multă apă și sper să văd broaște țestoase pentru că sunt acolo. Uitați ce mai am eu, dealul acesta și partea aceea la mine. Să puțin că ierba a intrat în papuci. Iarba. Am să vă arăt vaca, vițica și vițelul, dar nu de la așa apropiere, pentru că sunt puțin cam sărbăticuțe. O să merg încetul, cred că va fi o broască testoasă. Uitați! A și sărit în apă. Uitați ce broască aici. Sau asta nu este broască țestoasă, dar nu. Uitați-o. A sărit în apă, voiam să o prind. Sunt multe broaște aici. Și na. Deci asta este într-un fel fântână. O să o blocăm, o să o facem mai bine. Vă dați seama. Haideți să vă arăt vaca. Aici
Uitați, vaca stă priponită. Mănâncă, după cum vedeți, iar aștietat de aseară când am priponit-o eu cu tatăl meu. Haideți să mergem și la taur. Dați ciuperci. Sper să nu dau de vreun șarpe, pentru că am mai dat de aici mulți și n-am papuci ca lumea. Prea mare iarba pe aici. O să o culesc. Are toată o cărare. Aici e bițica. Acolo taurul. Nu mă mai duc la el pentru că este destul de departe. El are în jur de 400 de kilograme. Eu apelat 300 și s-a mai îngreșat de când este pe iarbă, pentru că pe fân stătea pe loc. Și da, după cum v-am promis, eu m-am dus să vă arăt vacile, să mă hotăresc așa ca în fiecare săptămână să fac un episod cu ele pentru voi, pentru că eu sincer nu prea-mi plac vacile. Tatăl meu îi place și nu. Uitați altă broască acolo. Stai că dau zoom mai mare. Și mi se pare că mai este una aici. Da, am ghicit. Acum a sărit în apă. Uitați ce măricică este aceea. Și da, fraților, cam atât a fost cu acest videoclip, sper că v-a plăcut și da, nu uitați un like, un share la un prieten și să vă abonați, să facem 105 abonați. După cum v-am spus, vă mulțumesc frumos pentru suma de 102 abonați și haideți să facem cât mai repede 105. Nu vreau mai mult, dar nici mai puțin. Vreau să fiți activi, dacă nu, dați like, nu e nicio problemă, dar măcar să vă uitați la videoclip, pentru că eu fac de plăcere. Și na. Acum o să închei videoclipul, cred că este destul de lung. Și da, sper să se vadă destul de calitativ, pentru că bate și vântul puțin, dar sper să mă aud bine. Și da. Bun, fraților, cam atât cu acest videoclip.
cum v-am spus, nu uitați de like, subscribe și să dați un share la un prieten. Și eu am fost Ștefan și v-am lăsat. Pa, pa!